După 10 de ani de nepăsare și lăsată de izbeliște, un drum comunal din Căzănești a început a fi reabilitat. Este vorba despre un drum total impracticabil care face legătura între comuna Căzănești și Huznicioara. Condițiile de trafic erau greu de suportat de cetățeni. Acest drum nu mai beneficiase de o minimă reabilitare încă din anul 1990. Lucrările pe drumurile comunale se desfășoară într-un ritm alert în Căzănești. Locuitorii au început deja să beneficieze de condiții mai bune de trafic. După ce au fost finalizate lucrările de pietruire și întreținere din satul Severinești, au fost demarate altele noi. Astăzi au fost începute lucrările de întreținere, recalibrare și nivelarea drumului comunal ce face legătura între satul Roșia, comuna Căzănești și comuna Huznicioara. De asemenea, tot pe acest drum vor fi construite și rigole de pământ. Aurel Popescu, primarul comunei Căzănești, a înțeles doleanțele cetățenilor venind în sprijinul acestora cu diferite investiții la nivelul comunei. Condițiile de trai ale locuitorilor de aici încep să se îmbunătățească considerabil. De exemplu, drumul comunal care traversează satul Roșia nu mai beneficiase de o minimă reabilitare încă din 1990. Având în vedere faptul că pe drumul comunal numărul 16, care face legătura între drumul județean 671E și drumul județean 607A din comuna Huznicioara, din zona satului Roșia al comunei Căzănești spre comuna Huznicioara, nu s-a intervenit pe acest tronson de drum aproape din anul 1990, după câte știu eu. Acest drum era total impracticabil. Începând de astăzi, s-au început lucrări de întreținere și recalibrare, precum și construirea de rigole de pământ și de nivelarea acestui tronson de drum comunal, care erau absolut necesare. Drumul asigură accesul din satul Roșia al comunei Căzănești spre comuna Huznicioara și astfel scurtează distanța între comuna Căzănești și municipiul Duveta Turnul Severin cu aproape 10 km. Cetățenii semnalau că GPS-urile de pe mașinile oamenilor îi conducea cu cel mai scurt drum spre Turnul Severin pe acest traseu de drum și se făceau cale întoarsă de la intrarea pe acest tronson, pe motivul că acolo erau numai denivelări și drumul era impracticabil. Cu pași concreți, actualul primar Aurel Popescu va schimba fața comunei Căzănești, iar cetățenii sunt mulțumiți de activitatea edilului lor, afirmând cu mândrie că este omul potrivit la locul potrivit. Nivelul de trai în Căzănești va crește semnificativ în următorii ani, întrucât Aurel Popescu se implică în mod direct în rezolvarea problemelor pe care locuitorii de aici le au.